Antena 1 Constanța dăruiește sărbători fericite. Din spatele unei ferestre prăfuite se ivesc două chipuri de îngerași. Sunt Raluca și Florentina Anton. Nu ne așteptau pe noi, ci pe mama, Adriana Anton. Femeia se întoarce împreună cu fiica cea mică, Denisa, de la cantina socială, de unde ia masa pentru cele trei fete ale ei în fiecare zi. Face zilnic kilometri prin pustietate, locuiesc într-o cameră din chirpici, fără curent și apă potabilă. Este un trai la limita subzistenței. Iau apă de spălat de la canal, iar pentru băut, cară de la o stație din apropiere. În rest, de unde să luăm apă? Pentru că n-avem. Am avut fântână, dar de când a căzut copilul lui femeia asta de aici, am apucat o frică că toate fântânele am astupat. Așa că nu ne mai mirăm de ce fetițele au unghiuțele murdare. Nu merg la grădiniță, iar singurilor prieteni sunt animalele de afară. Nu știu ce sunt acelea desene animate. Își doresc? Nu îl doresc. Dar jucării ai? Dar cu ce ți-ar plăcea să te joci? Na. Ca orice copii, micuțele visează la dulciuri. Pentru ele sunt un lux. Ne aprovizionăm din aia 800 de mii, luăm vreo 10 kg de cartofi, 2-3 sticle de ulei, niște făină, mai luăm truși de ce trebuie să faci pâinea aia. Ce, un chel de fasole și cu aia trăim. Tatăl fetelor mai merge la pește și ar mai fi și mâncarea de la cantină. Contează mult pentru ele. Femeia însă se gândește cu groază că se apropie sărbătorile. În micuțul lor adăpost nu este prilej de bucurie. Dacă n-ai lumină, nu mai ți-arde nici de o sărbătoare, nici de nimic. Ce faci? Cu toată lumea să e fericită, pregătește mâncare. Și ăla, ce să pregătesc la întuneric? Păi, că ziua de Crăciun e altfel, că faci ziua, dar mai ales Revelionul. Ei vrea să uite și la un televizor, la una altă. La ce te uiți? Pe pereți? S-au resemnat însă. Pentru ele, traiul decent, așa cum îl garantează Constituția, este doar o fata morgana. Adriana, Florentina, Raluca și Denisa ne fac cu mâna. Își iau la revedere, iar noi promitem să ne întoarcem măcar cu un mic motiv de bucurie în preajma Crăciunului. Antena 1 Constanța dăruiește sărbători fericite!